Chiar cu emoție, în urmă cu 5 ani, ne pregăteam pentru prima noastră apariție a grupului Arpeggio. Am participat la deschiderea unui eveniment important italian. A fost o surpriză pentru noi reacția publicului, dar o surpriză pentru ei, pentru că nu se așteptau ca un grup de 5 fete, atunci eram 5, să interpreteze în acel mod. Am avut o ieșire destul de încurajatoare și ne amintim cu plăcere. Eu, Maria și Andreea facem parte din Liga Studenților Români din Străinătate, filiala Italia, și ne cunoaștem de câțiva ani. Noi, cele patru surori, am cântat dintotdeauna în corul bisericii și lucrul ăsta ne-a unit. E un lucru pe care îl facem în comun. Noi am început să cântăm în Biserica Ortodoxă Română din Terni, Santalo, în corul bisericii. Eu m-am născut în România, am venit în Italia când aveam 6 ani și acum învăț economie la liceu și când eram mică, muzică? În cor. Am început să cântăm muzica sacră în biserică. Dar muzica folclorică reprezintă o legătură strânsă cu publicul românesc de acolo. La Terni a fost o studentă din conservator, de origine libaneză, care a creat acest cor și ne-a ajutat să creștem oarecum. Iar apoi am intrat în corul Arpeggio. Noi studiem foarte mult și acasă, pentru că locuim la distanțe foarte mari, vorbesc de aproape 80 și 100 de kilometri unele de altele, și întâlnirile noastre se desfășoară, dacă avem noroc, o dată pe săptămână. Îndrăznim uneori să privim în ochi acești oameni când noi interpretăm. Vorbim despre compozitori ca maestrul Constantin Arvinte, care prima dată când ne-a văzut, avea niște reacții pe care nu le înțelegeam de pe scenă, dar în culise apoi am înțeles că erau pozitive, și drept pentru care după o săptămână a făcut aranjamente pentru corul pe care îl aveam în momentul acela. În ultima vreme avem legături cu maestrul Voicu Ionachescu, pentru că facem parte și din Asociația Națională a Corurilor din România, și ne bucurăm foarte mult că dumnealui, imediat când coborăm de pe scenă, ne spune absolut tot ce trebuie să știm despre interpretarea noastră și mai ales despre organizarea festivalului Roots Fest de la Roma.